fi tare să văd și comentarii. Ar fi. He. Salut, Finu! Hai că văd! Hei! Am avut emoții! Da, deci cu colinde, cu tot ce trebuie. Salut, Călin! Mă auziți? Totul e ok? Salutare, Vasi! N-am mai făcut niciun anunț cu privire la o potențială intrare live, dar am zis că ceva inopinant, rapid, de ce nu? Salut, Călin! Mă bucur că îmi confirm. M-am gândit, având astăzi puțin timp la dispoziție, să mai discutăm puțin, pentru că n-am mai avut ocazia în ultima perioadă, a fost o perioadă destul de agitată. Salut, Chip! Nu știu cum să spune în germană multe alte... Ce muzică ascultăm? Colinde! Se aud? Ia! Bine, se aude în partea cealaltă, da? Ok, adică nu fac griji. Pot pune o melodie și la... la cererea voastră. Da, m-am gândit la această sesiune. Nu o să fie foarte lungă, sau depinde, în funcție de voi. Pentru a vă răspunde la anumite întrebări, dacă le aveți. Dacă nu le aveți, în mod sigur o să găsesc eu un subiect. Am, de fapt, în cap un subiect care vine tot în ideea asta de a vă ajuta să înțelegeți mai bine ce e cu suspensia pe aer, de ce, cum și în ce fel. Și dacă momentan nu sunt întrebări și sunt doar comentarii între România și Germania, între... da. O să încep cu prin a vă spune că salutare, Laurel! La începutul lunii noiembrie, dacă mi-aduc bine aminte, am lansat o campanie de Black Friday. Campanie ce a fost susținută de către brandurile pe care noi le propunem. Salut, Alex! Am avut... trei branduri pe care le-am promovat, nu știu în ce măsură le cunoașteți sau ați văzut sau ați interacționat cu anunțurile noastre, dar brandurile au fost Control, atât pe partea de suspensii, mă refer, amortizoare plus perne, Air Force Suspension din Taiwan și Airlift. Da, pentru Cobra avem. Salut, Cin. Avem, îți aducem, nu e o problemă. Bun. Deci am promovat trei branduri ce au lansat această campanie de Black Friday în toată Europa. Acum, în funcție de fiecare reseller, unul și-a pus amprenta mai mult sau mai puțin, altul a promovat, noi am promovat. În general, nu știu dacă ați urmărit printre pe paginile noastre, am promovat destul de intensiv sau cât s-a putut, astfel încât să nu devenim chiar insuportabili, această campanie de Black Friday. Bun. Evident, după o lună de zile am tras niște concluzii. Concluzii pe care mi-aș dori să vi le expun. A fost o campanie cum mă așteptam, în sensul că e clar că puterea de a se cumpăra în această perioadă este destul de mică sau este limitată, de a se cumpăra suspensii pneumatice, dar a fost o campanie bună. S-au vândut, totul este ok. Da, Cezar!
Aici este Epson, evident. Da. Repet, a fost o campanie normală, având în vedere situația în care ne aflăm în acest moment, bugetele alocate și multe alte chestii, dar a fost o campanie bună, per total. Dar ce vreau să vă spun și, cum să spun, încerc să menționez, sau sper, sau încerc, nu știu, e o chestie în care nu știu cum să o fac, să stabilesc niște chestii foarte clare încă de la început. Haideți să facem o delimitare între airlift și airraid. Vreau să vă spun că peste 80% dintre cei care ne-au întrebat despre cotațiile de preț cu privire la sistemele airraid, ei spuneau de airlift. Deci, oameni buni, este un mesaj de interes național. Să se share-uiască, să se dea mai departe, pentru că văd că după atâția ani în care noi am încercat să fim cât mai expliciți în fața clienților, să nu existe confuzii, în primul rând, da? Observăm că în anul 2020 oamenii nu înțeleg, nu fac diferența dintre airlift și airride. Așadar, oameni buni, airlift este o companie producătoare de sisteme pneumatice, atât perne cu amortizoare, cât și managementuri, cât și alte drăci. Airride este, cum să vă spun eu, denumirea generală a suspensiilor pe aer, în engleză, în ce vreți voi. Așadar, airride nu e airlift, cum nici airlift nu este airride. Nu știu dacă explic, cum să vă spun eu, foarte bine această idee, însă, întotdeauna, când am început să răspund, chiar deci era scris negru pe alb, avem promoție airlift, 20% la managementuri, 10% la amortizoare, da? A brandului airlift. Nimeni nu s-a uitat să vadă cine sunt ăia. Iar dacă dădeam un răspuns pe bune, vis-a-vis la întrebările lor, adică la postul respectiv, dacă, nu știu, răspundeam, da? Să zicem, domne, cât costă pentru un Mercedes, dau un exemplu. Eu dacă dădeam prețul de la airlift, care era, nu știu, 3.000 și ceva de euro, 3.200, 3.300 de euro, lumea îmi scria, îmi dădea mesaj în privat să-mi spună, păi cum că am găsit kit airlift și la 30 de milioane? Sau kit airlift la 30 de milioane? Așadar, primul mesaj pe care doresc să-l menționez în această seară este a încerca să vă documentați. A încerca să faceți diferența dintre airride și airlift și să nu luați în derâdere faptul că, nu știu, sau numai să căutați subiecte de bârfă, da? Întrucât poate prețurile pe care eu le-am oferit erau mult prea mari față de ceea ce ați văzut în piață. Nu, prețurile pe care eu le-am oferit erau ale sistemului de suspensii pneumatică marca Airlift, așa cum există EQR sau au fost, acum iar se revin, așa cum există de la Control, de la absolut orice producător de astfel de sisteme din lume, fiecare având prețurile lui, da? Unele mai mari, unele mai mici. Asta este primul meu mesaj pe care voiam să vi-l transmit. Și mă voi folosi de această filmare, o voi urca și pe canalul de YouTube, Airride Casa în România. Cred că de fiecare dată când o să primesc câte o cerere pentru airlift, în general vorbind, o să transmit acest video. Bun, deci Airride nu înseamnă airlift, da? Airride este un sistem pneumatic care poate fi de la 20 de milioane până la 5.000 de euro. Airride este o companie producătoare de sisteme pneumatice care are prețurile
ei de vânzare și produsele ei și diferențierea produselor în general. Asta o dată. Doi la mână, mai sunt 5 zile pe care noi încercăm să promovăm această campanie de Black Friday, pentru că, de exemplu, în cadrul celor de la Airlift Performance, discounturile sunt unele majore din punctul nostru de vedere, adică la un kit complet care costă în general undeva la 3.800-3.900 de euro, prețurile lor erau la 3.150-3.200, deci este un discount de aproximativ 6-7-800 de euro, ceea ce este wow. Ba mai mult, această campanie pe care ei au făcut-o, în general o făceau pentru că exista un show la Essen, se numește, deci în baza acelui show, tuning, întâlnire a pasionaților auto, a unui tuning show, făceau această promoție. Dacă a apărut această problemă cu pandemia și, evident, s-au cancelat toate evenimentele de acest gen, ei până la urmă și-au asumat și au zis, domne, facem. Bun. Asta a fost primul subiect pe care doream să-l propun. Doi la mână, aș vrea să ating alt subiect care este acest tablou, domnișoara Beatrice, este o poză foarte specială creată de către cineva chiar cu am chiar certificat de autenticitate. Nu se poate găsi, este only one. Și mai am încă unul. Da. Dacă vrei, îți trimit o poză, ceva, în format electronic și ți-l printezi. Da. Al doilea subiect pe care doresc să-l menționez este faptul că nimeni n-a înțeles că că politica de prețuri pe care noi o avem este una transparentă încă de la început. Dar foarte mulți nu înțeleg de ce există diferențe între sistemele pneumatice. Am oferit acel interviu, l-am urcat pe toate site-urile. În fine, de ce diferențe? În primul rând, automobilul în sine. El face cea mai mare diferențiere dintre sistemele pneumatice. Sunt automobile a căror mecanică este foarte simplă, mă refer la BMW 36, 46, etc. Sunt mașini care de-a lungul timpului avea o mecanică destul de specială și atunci nu mai putem oferi sisteme simple. Și deci asta odată ca automobil, ca și an, am întâlnit foarte multe cereri pentru niște mașini foarte vechi. Cu cât mașina este mai veche, cu atât este mai greu de făcut și evident sistemul este mai scump. Întotdeauna ne-am lovit de aceeași reacție. Cum să coste atât? Pentru că mașina costă atât. Mult mai puțin, da? La jumătate de preț. Nu are nicio relevanță. Asta nu înseamnă că dacă veniți cu un Trabant sau o Dacia 1100 sau o Dacia 1300 sau, să mă scuzați, cred că rămân și fără baterie. Dacă aveți o mașină foarte veche, asta nu înseamnă că este mai simplă. Mai simplu de făcut, da? Nu, din contră, este mult mai greu de făcut. De aceea și costurile sunt mult mai mari sau efectiv nu se poate face acest sistem pneumatic. Este foarte simplu. Am mai întâlnit cazuri în care clienții ne scriu poate de ani de zile. Deci în fiecare an, odată cu schimbarea mașinii, odată cu vederea unor
oferte speciale pe net, ei adresează aceeași întrebare. Și evident, noi avem istoric. Adică dacă ne-a întrebat acum 5 ani despre un Golf 5, acum 6 ani sau acum 4 ani de o Dacia Libertă, acum 3 ani de un Mercedes SLK, acum 2 ani de un BMW 36 și anul ăsta, așa, evident, noi dăm răspunsuri evident diferite. Da? Pentru că, în primul rând, tehnologia și componentele sunt diferite de la an la an. V-am povestit faptul că noi suntem da, văd toate, văd Ciprian să-ți iau Turanul să-ți fac trapă, văd, da, le văd, nu e o problemă, am o putere destul de mare de a mă detașa de ceea ce scrieți, în fine, nu de altă, dar încerc să fac un live constructiv, că de mișto știu că sunt mișto, știi, asta e diferența, în fine. Automat văd diferențe, diferite prețuri, da? Anul trecut mi-ai spus 1500 de euro, anul ăsta mi-ai spus 1200, anul viitor mi-ai zis 700, dar de ce? Mă păcălești? Nu, este vorba de mașină, după cum v-am spus. Și doi la mână, am întâlnit o altă categorie de clienți care în baza... Se știe, deci a intrat șefa, ca să înțelegeți, da? Gen, e aici, vă vede. Așa. Așadar, mai există încă o categorie de oameni, cei care dețin aceeași mașină, ne spun, ne adresează aceeași întrebare an de an și răspunsurile vis-a-vis de prețuri sunt, au început să fie diferite. De ce? Este foarte simplu. Pentru că ne-am dat seama, pentru acel tip de mașină, un kit ieftin, de exemplu, sau cel mai ieftin kit, nu se mai poate instala sau nu are fiabilitatea pe care noi ne-o doream. De asta am avut multe discuții, păi cum, anul trecut mi-ai spus pentru aceeași mașină 5.000 de lei și acum îmi spui 1.800 de euro. Da, este foarte simplu. Nu vreau să te păcălesc. Prețurile sunt standard, ne le putem schimba de la o perioadă la alta, de la lună la lună, pentru că noi în tot timpul acesta facem o analiză asupra proiectelor. Care sunt fiabile, cum, ce producători, ce branduri, ce vendori, da? Și atunci noi le mai schimbăm. Schimbându-le, evident, apar niște diferențe de preț. Mai mici sau mai mari. În general, mergem către ceva mai high class, da? Adică în loc să oferim o calitate, da, mai proastă sau nu știu care se adeverește a fi mai proastă, că știți cum e. Și noi suntem contactați ca și reseller de diferiți vendori din Europa și toată lumea se fălește cu produsul propriu. Da? Ia uitați câte facem și cât de tari suntem și că suntem din Germania sau suntem din Taiwan sau suntem de oriunde. Până la urmă ei pot avea dreptate, însă eu propun sistemele lor, pentru că da, e normal să le propun. Nu le propun și către clienții noștri, cei care achiziționează îmi trimit feedback-uri. Și atunci decid, e cazul să mai promovez brandul sau nu e cazul. Cam asta este problema. Deci odată diferența de prețuri asta se datorează a mașinilor. Da, Alin. Alin, gata. Aha, îmi pui întrebări capcană, da? Așa, avem pentru E90, ne-am schimbat gama, nu mai folosim chestii pe care le făceam în trecut. În fine, da, aducem acum, am găsit un vendor care pare a fi ok și pentru E90, E92, E93, E91, E87, aducem niște sisteme mai drăguți. Evident, sunt mai scumpe, dar sunt mult mai bune. Bun. Cam asta am vrut să vă spun, nu știu dacă s-a înțeles mare lucru, pentru că la comentarii și la Caterinca suntem primii, dar ce să zic, una e vorba de diferențierea dintre Airride și Airlift, da? N-au nicio treabă una cu alta, adică nu că n-au nicio treabă, păi una e o companie, alta este o denumire a unui sistem. Doi la mână, diferențierea de prețuri datorită anului de mașini respective și a
platformei respective. Păi, Alex Florea, în general, dacă ne uităm, noi ne uităm, v-am și zis, ne uităm destul de mult în trecut, este destul de fiabil orice sistem. Numai că, de exemplu, totul ține de modul de utilizare. Totul ține de stilul de condus. Da, în fine, în general, recomandarea noastră pentru kiturile de bază, de exemplu, adică cele mai ieftine, cele pe care noi încercăm să le, pe care le avem în general în portofoliu, le recomandăm să se scrie, să se schimbe undeva la 3-4 ani de zile. Costul unei perne e undeva la 250 de lei, grosso modo. Apoi, partea de amortizoare, să fim serioși aici, ține de cum se folosește mașina respectivă, pe ce drumuri, că până la urmă e clar că un amortizor cu pernă de aer nu va rezista mai mult decât un amortizor cu arc dacă se iau toate gropile la rând și etc. Da? Evident, odată achiziționat un sistem pneumatic complex, care vine, v-am zis, ține de amortizoare, perne și partea de management, toate sunt consumabile, în sensul că, bun, s-a stricat un amortizor, se reface amortizorul respectiv. A îmbătrânit o pernă, se înlocuiește perna respectivă. S-a stricat ceva, se face o revizie la un grup de valve. În general, nu sunt probleme cu ele, pentru că de-a lungul timpului am ales să lucrăm cu cei mai buni, da? Și automat avem parte de garanție pe care o susținem foarte bine, partea de piese de schimb și evident partea de consultanță, cum să fie bine să se utilizeze într-un mod corect, astfel încât să nu clientul final să, vă rog, Vă plictisiți? Așadar, dacă vorbim de o fiabilitate a sistemului pneumatic versus sistemul de fabrică, din punctul nostru de vedere considerăm că sistemul de fabrică este cel mai bun. Da? Scurs și pe doi. Dar acest sistem pneumatic aftermarket, noi îl recomandăm doar pasionaților de tuning auto sau de modificări ale mașinilor. Altfel, nu are nicio relevanță. Adică nu durează mai mult, nu știu, în timp. Clientul poate fi enervat de absolut un client care nu înțelege acest trend sau această pasiune, da? Poate să nu înțeleagă de ce trebuie să bârie un compresor în spate, de ce trebuie să își aloce spațiu din portbagaj pentru a instala un sistem pneumatic, de ce trebuie să-și facă revizie, de ce... De asta vă spun și de asta... poate să ating un al treilea subiect ce-mi vine acum în minte. Nu de puține ori, în momentul în care suntem contactați pentru o cerere de ofertă, prima noastră întrebare, a mea, că de mine dați, pentru cei care nu cunosc, este de ce îți dorești un sistem pneumatic? Vreau să vă spun că, nu știu, foarte puțin, un procent foarte mic, îl au clienții care îmi dau un răspuns, nu știu, realist, normal. Cea mai mare parte a clienților mi-au spus, da, ce te interesează? Că vreau eu. Deci vă spunem încă de la început. Noi nu comercializăm oricum, oricui, oriunde și în orice condiții. Tocmai din acest considerent, întrebăm dacă clientul sau potențialul client de ce dorește, pentru că astfel, prin dialog, prin comunicare, ne dăm seama dacă este clientul care chiar are nevoie de acel sistem. Și atunci de asta noi întrebăm. De ce vă doriți un sistem pneumatic?
Și spun, dar de ce mă întreb chestia asta? Păi este foarte simplu, e ca și cum, și mereu dau exemple de zi cu zi, nu știu, ca și cum te duce la, la showroom-ul Ferrari că tu vrei să-ți faci off-road. Da, e normal, trebuie să înțelegem. Dacă ai nevoie de sistemul ăsta, de ce ai nevoie, dacă ești clientul potrivit, dacă vei fi satisfăcut ulterior, pentru că decât să vindem de dragul de a vinde, să instalăm de dragul de a instala și la final clientul să fie nemulțumit pentru că el credea că, nu știu, se simte ca în ultimul S-Class sau credea că face și masaj și că nu știu ce face și nu știu ce, nu, mai bine nu mai vindem. Și atunci avem o relație corectă până la urmă, fără să intervină nervii și alte chestii. Cam despre aceste chestii voiam să vă spun astăzi. Mai sunt 5 zile până când se finalizează această campanie de Black Friday. Eu zic că este o diferență destul de mare ca și costuri. Este o diferență de costuri pe care brandul și la sumă, adică nu cumva să credeți că din marginea noastră reușim să dăm discounturi de sute de euro. Nu, pur și simplu ei pun la dispoziție la un preț foarte avantajos. Cu mulți oameni am discutat pe partea aceasta de ofertă Black Friday și le-am comunicat că nu este de ajuns doar să achiziționeze sau să dea un avans pentru a putea să plasăm și noi comenzile pentru a prinde oferta comercială. Restul de bani putem să-i să ni se dea și, nu știu, în luna ianuarie sau februarie sau altă dată, dar important era să avem produsul aici la costurile respective. Mulți au înțeles, mulți nu. Acum depinde de fiecare persoană și de necesități și de buget, după cum v-am spus. În principiu, stați cu ochii pe noi. Încercăm să fim alături de voi, în primul rând, cu informații, cu noutăți. Încercăm să vă facem oferte, contraoferte în funcție de timpul respectiv, știu, de decembrie, de ianuarie, de vendor și multe alte chestii. De asta vă sugerez să urmăriți pagina de Facebook RI Custom România, Instagram RI Custom România și YouTube, unde acolo încercăm să mai urcăm ceva clipuri cu proiectele finalizate sau cu cele în curs de finalizare. Eu sunt Cosmin, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această duminică. Am terminat și de împodobit bradul la atelier. Ca și informare, am deschis un nou atelier de folii auto, da, pentru cine nu știe. Creative Auto Tuning se numește, este în București, în sector 3. Unde din iulie ne ocupăm și cu această zonă, bine, nu noi, avem oameni dedicați de aplicare a foliei autorizate rar pe geamurile mașinilor, deci nu colantări, da? nu colantări, și mai avem diferite aplicații, cum precum ar fi polișarea de faruri, aplicare de folie transparentă. Și mai nou, începând de săptămâna viitoare, ne-am achiziționat și un echipament de reparații pardeze. Asta așa ca și discuții. Dar lucrurile sunt separate. RI Custom România se ocupă doar de partea de suspensii pneumatice, jante, de la rotiform în principiu și ceva elemente de caroserie. Avem partenerii noștri din țară pe partea de montaje, îi păstrăm, îi respectăm și stimăm și îi salutăm cu această ocazie. Iar atelierul de la Creative Auto Tuning este doar pentru zona de folie auto. Salutări! Eu vă urez un Crăciun fericit, vă urez sărbători cu drag, liniște vă doresc, este mai important decât tot, și să stați departe de probleme, de, nu știu, să fiți sănătoși, na? Că am înțeles că acum e un nou trend chestia asta, dar până la urmă
se pare că este adevărat, în sensul că chiar ne dorim să fie toată lumea sănătoasă și să ne auzim cu bine ori de câte ori avem ocazia. Salutări! Baftă multă!